Comisarul șef Toader Buliga a preluat conducerea Inspectoratului de Poliție Suceava începând cu data de 1 august. Asta după ce inspectorul șef Dorelai Coboaie s-a pensionat. Decizia acestuia i-a surprins pe unii dintre șefii instituțiilor publice, mai ales că a fost împuternicit pe funcție până la finele lui 2017. Dorelai Coboaie nu a anunțat nici măcar conducerea Prefecturii Suceava că intenționează să se retragă din activitate. Prefectul județului Mirela Adomnicăi ne-a declarat că și-ar fi dorit să primească măcar un telefon de înștiințare din partea lui Dorelai Coboaie, în baza bunei colaborări de până acum. Pe de altă parte, fostul șef al polițiștilor suceveni îndeplinește condițiile de pensionare, având peste 25 de ani de activitate în sectorul operativ. Dorelai Coboaie nu este singurul polițist care a ales să se pensioneze în această săptămână. În perioada 28 iulie, 2 august, 33 de angajați ai IPJ Suceava și-au depus dosarele de pensionare. Surse din IPJ ne-au spus că numărul cererilor este extrem de mare și că în mod normal se înregistra un dosar de pensionare la 3 zile. Valul de pensionări este pus pe seama unor declarații pe care le-a făcut ministrul de interne. Carmen Dan a anunțat că guvernul va modifica prin ordonanțe de urgență legea pensionării cadrelor militare. Printre modificări se numără mărirea vârstei de pensionare de la 47 la 55 de ani și modificarea modului de calcul al pensiilor pentru polițiști.